iar la un moment dat a izbit-o cu autoturismul cu putere. Fata a fost grav rănită, a fost preluată de o ambulanță și transportată de urgență la Spitalul Județean Ploiești. Acum medicii de aici depun eforturi uriașe ca să o salveze, pentru că rănile pe care le-a suferit această tânără îi pun viața în pericol. De cealaltă parte, tânărul de 21 de ani, care iată a ales această manieră violentă de a se răzbuna pe fata care nu a mai vrut să se împace cu el, urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Mulțumesc! Moarte șocantă în județul Gorj. Acolo un tânăr de 17 ani a decedat după ce s-a dat cu tiribomba. Zeci de minute l-au resuscitat medicii, însă eforturile lor au fost zadarnice. Cum s-a întâmplat totul, însă aflăm acum de la colegul nostru Costin Soare. Bun găsit! Băiatul era în grija statului la un centru de copii cu nevoi speciale din Târgu Jiu. Avea bilet de voie pentru a merge pe insulița Jiului la zilele orașului împreună cu alți trei colegi. S-au dat în tiribombe, iar la coborâre adolescentul a spus că este rău, după care imediat a leșinat. În scurt timp la fața locului au ajuns medicii de la ambulanță care l-au resuscitat câteva zeci de minute. Apoi l-au transportat la spitalul din Târgu Jiu, însă starea lui de sănătate s-a înrăutățit și a murit în urma infarctului suferit. Băiatul nu era cunoscut cu afecțiuni cardiace, iar polițiștii din cadrul IPJ Gorj și-au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Un accident mortal a avut loc pe autostrada Deva Sibiu. Șoferul unei mașini a intrat în parapetul de pe mijlocul drumului. În urma impactului, bărbatul a murit pe loc. Accidentul s-a petrecut pe sensul de mers către Deva. Din cauza vitezei excesive, bărbatul a pierdut controlul volanului și s-a izbit de parapet. Mașina s-a răsturnat de mai multe ori, astfel că șoferul n-a mai avut nicio șansă să scape cu viață. La fața locului au ajuns medicii, dar și polițiștii, care fac acum mai multe cercetări. Un accident teribil a avut loc lângă București. Un tată s-a urcat beat la volan și și-a omorât propriul copil. În urma accidentului, în care au fost implicate două mașini, rudele îndoliate au provocat un uriaș scandal și a fost nevoie de intervenția mascaților pentru a opri conflictul. Șoferul în vârstă de 36 de ani, care consumase alcool, a intrat pe contrasens într-o altă mașină. Fiul lui de 7 ani a murit pe loc, iar celălalt copil și soția au fost grav răniți. Au ajuns la spital și cele două femei care se aflau în mașina care circula regulamentar. Înainte de a fi transportat la spital, șoferul autovehiculului vinovat a fost testat cu aparatul etilotest, 0,64 alcool pur în aerul expirat. În urma accidentului, rudele îndurerate au vrut să afle cât mai multe informații despre victime și au provocat un mare scandal. Polițiștii au cerut ajutorul mascaților pentru a putea evita producerea unor incidente violente. Din nefericire, doi dintre copiii care se aflau pe bancheta din spate a unuia dintre autoturisme au fost aruncați și au fost găsiți la o distanță de 6-7 metri față de locul impactului, unul dintre aceștia fiind decedat. Un scandal neobișnuit a avut loc în județul Vâlcea. Polițiștii au încătușat un bărbat și l-au dus și la secție pentru că acesta i-a dat o bere nepotului său, care e minor. Agenții l-au bruscat pe om și l-au pus la pământ ca pe un adevărat infractor. Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere. Întreaga scenă s-a petrecut în barul din satul Berbești, din Vâlcea. Polițiștii au trecut prin fața localului și au observat un tânăr minor care avea o bere în mână, pe care unchiul său i-o dăduse. Imediat, agenții s-au dus la vânzătoare și i-au cerut explicații. Femeia le-a zis că berea a fost cumpărată de unchiul copilului. Ruda băiatului s-a dus la poliție să îi întrebe ce au cu nepotul lui. În acel moment, oamenii legii l-au pus la pământ și l-au încătușat, apoi l-au dus la secție. În ajutorul acestuia au sărit un vecin. Chiar dacă acesta nu a fost violent, polițiștii au folosit spray-ul lacrimogen pentru a-l alunga pe bărbat.
Un accident teribil a avut loc în Bistrița Năsăud. Acolo, un copil de doar 9 ani a ajuns la spital în comă după ce mașina în care era a intrat într-un cap de pod. De vină e șoferul care a adormit la volan. Medicii au solicitat un elicopter SMURD pentru a salva victimele, însă ce s-a întâmplat mai exact, ne spune Mircea Sime. Bun găsit! Din primele informații se pare că un sucevean în vârstă de 45 de ani care se îndrepta spre casă a adormit la volan, a pierdut controlul mașinii, iar mai apoi a ajuns pe contrasens unde a lovit un cap de pod. În urma impactului a fost rănit atât șoferul cât și băiețelul de 9 ani care îl însoțea și care se pare îi era chiar fiu. Băiețelul se afla pe bancheta din spate în momentul producerii accidentului și a fost aruncat în față. Copilul este grav rănit, fiind momentan în comă. Echipajele medicale SAS și SMURD ajunse la fața locului au solicitat un elicopter SMURD pentru a-l prelua pe micuț și transporta la o clinică de specialitate. Șoferul a fost transportat și el la Spitalul Județean de Urgență din Bistrița. Imagini scandaloase au fost surprinse într-un cartier din statul Mare, o să le vedeți imediat. Mai mulți tineri au fost surprinși căzuți în fața blocului din cauza drogurilor. Locatarii sunt disperați și cer să se ia măsuri pentru că le e frică de acești tineri. Vedeți imaginile imediat, informațiile ni le dă Alina Iosif. Scene șocante se petrec zi de zi în cartierul Solidarității din orașul Satul Mare, spre disperarea localnicilor. Tineri căzuți în stradă după ce s-au drogat sau indivizi periculoși, gata să atace oricând. Acesta este peisajul din zonă. Oamenii cer acum ajutorul autorităților și a polițiștilor și spun că situația a scăpat de sub control, de aceea trebuie să se intervină în forță. Localnicii sunt pur și simplu terorizați, ei se tem pentru viața lor și a copiilor lor. Spun că este vorba în primul rând de indivizi periculoși care ar recurge la orice pentru a face rost de bani de droguri. Discuția a prins în ultimele 24 de ore pentru că se pune problema că în România nu este respectată prezumția de nevinovăție. Cu alte cuvinte, românii ajung în fața judecătorilor plecându-se de la premisa că sunt deja vinovați. Acest avertisment a venit de la Bruxelles, însă există explicații. Colega noastră Berta Popescu a venit în direct cu mai multe informații. Bună ziua, Berta! Și o să vorbim și despre două dosare bombă cu un număr uriaș de inculpați care au scăpat, se pare, din vina DNA-ului. Ne explice imediat Berta, însă să ne luăm pe rând. Care este acum această problemă cu Bruxelles? Deci noi am primit, practic trebuia să implementăm directiva UE cu privire la prezumția de nevinovăție și evident după ce și CCR-ul a dat foarte multe decizii, trebuia să actualizăm în legislația penală toate lucrurile care erau neconstituționale. Nu am făcut acest lucru, chiar Norica Nicolai spunea că sancțiunile vor fi extrem de grave și într-adevăr riscăm să plătim undeva la 100.000 de euro pe zi, tocmai pentru că nu am implementat această directivă UE și că am întârziat deja foarte mult. Dar e implementată, dar se respectă totuși în România prezumția de nevinovăție, înțeleg că sunt asigurările pe care le dau. Sunt asigurări pe care le dau, dar după cum am observat, de fiecare dată când cineva are un dosar penal, cumva deja toată lumea se gândește că este și vinovat. Chiar dacă poate, eu știu, un procesul penal se respectă această prezumție de nevinovăție, în opinia publică am văzut de foarte multe ori cum toată lumea care are un dosar penal, o plângere penală chiar, este considerată ca fiind vinovată de ceva și sunt denumiți penali. Cu acele zeci de achitări? Au fost două lovituri extrem de dure la adresa DNA, de mult n-am mai văzut asta ca două instanțe. Vorbim pe de-o parte de un dosar în care fusese retrimiși în judecată 23 de inculpați, consilieri locali și un primar. Toți au fost achitați, inclusiv în primă instanță, iar instanța definitivă a menținut decizia. După ce au fost încătușați, au fost cercetați ani de zile pentru conflict de interese și abuz în serviciu, achitați pe motiv că fapta nu există. Iar celălalt dosar din Târgu Mureș, rechizitoriul procurorilor a fost anulat în totalitate, tocmai pentru că spuneau judecătorii
toate probele din dosar au fost administrate nelegal. Foarte interesant. O să mai revenim pentru că e mult de discutat aici. Mulțumesc, Berta. Avem o informație nouă acum. Cântăreața de muzică populară Ileana Constantinescu, care a încetat din viață joi în propria locuință, e condusă astăzi pe ultimul drum. Solista a fost găsită moartă în casă de nimeni altul decât Ionuț Dolănescu. Colegul nostru Rafaelo Varga se află și el la Biserica Sfântului Gheorghe cel Nou din capitală, unde a fost depus trupul neînsuflețit al artistei. Rafaelo, ești în direct. Mă aflu la Biserica Sfântul Constantin cel Nou. Lângă mine l-am pe Sfântul Gheorghe cel Nou, pe Părintele Cărămițaru. Bună ziua! Doamne ajută! Binecuvântat să fie Bunul Dumnezeu în această zi de ajun, de prăznuire a Rusaliilor, a pogorârii Sfântului Duh, astăzi când se este rânduit în biserică să se facă pomenirea celor adormiți. Părinte, înțeleg că ați fost duhovnicul doamnei Ileana. Ce ne puteți spune despre ea? Cum a fost? Așa cum v-am spus și ieri, o voce înaltă care a înseninat sufletele milioanelor de români. O femeie care a știut să trăiască frumos și lasă un tezaur în urma ei. Tezaurul este cântul ei atât de frumos. Aceasta va rămâne și numele ei bun, pe care l-a câștigat cu stăruință, cu străduință și cu dragoste de Dumnezeu. Și îl rugăm pe prea milostivul Dumnezeu să-i primească sufletul ei atât de frumos, acolo în nevremelnica lui în împărăție, acolo unde iubirea sa este neînserată și neapusă. Multe din cântările sale vorbea despre Dumnezeu, era credincioasă? Era, așa cum am spus, foarte credincioasă, se spovedea și se împărtășea în toate posturile rânduite, venea la biserică, chiar dacă era mai greu, mai ales în ultima vreme, cu multă dragoste. Și preoți vor oficializa slujba? 7 preoți, cu vrerea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc de tot! Mulțumesc, Rafaelo. Un scandal neobișnuit a avut loc într-un magazin de carne din Ploiești. Acolo un client nervos a răzbunat pe vânzătoarele din carmagerie, de la care cumpărase. Cu întreaga poveste vine acum colega mea, Claudia Predilă. Bun găsit! Tatăl comisarului șef al poliției rutiere Dâmbovița este cercetat penal pentru distrugere. Bărbatul a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce tăia cauciucurile a 3 mașini din Fieni care aparțineau vecinilor săi. Oamenii au fost surprinși în momentul în care au văzut că pagubele au fost provocate chiar de tatăl comisarului șef, fiindcă nu au reușit să se înțeleagă pe cale amiabilă și nici să ajungă la un numitor comun. Oamenii păgubiți au depus plângere penală împotriva răufăcătorului. În acest caz a fost deschisă și o anchetă, iar pe numele bărbatului în vârstă de 67 de ani a fost întocmit un dosar penal pentru distrugere. Acesta este acuzat că a distrus prin înțepare anvelopele a 3 mașini și urmează să fie pedepsit pentru fapta sa. Ilie Năstase a trecut probabil prin cea mai cumplită zi din viața lui. Prins băut la volan, polițiștii de la rutier au folosit forța pentru a-i pune cătușele. Marele tenismen s-a ales însă cu 2 dosare penale și a fost săltat de 2 ori în aceeași zi de polițiști. Colega mea, Laura Duță, se află acum la locul unde a fost încătușat Năstase și ne arată cum s-a întâmplat totul. Laura. Bun găsit! A doua zi după ce Ilie Năstase a aflat oficial că este pus sub acuzare în 2 dosare penale de către polițiștii de la Brigada Rutiere, este o liniște apăsătoare aici la locuința sa din cartierul Dorobanții din capitală. Nu se află acasă marele tenismen, cel mai probabil s-a dus să se ocupe de funerariile surorii sale, Georgeta, care a decedat la vârsta de 73 de ani. Este lovitura poate cea mai cruntă a lui Ilie Năstase. Aceasta este mașina în care
care tenismenul se afla ieri când a fost oprit de primul echipaj de poliție. Ulterior au venit 6 polițiști care l-au oprit pe Ilie Năstase în trafic, au deschis portiera și l-au tras destul de dur pe Ilie Năstase din mașină. L-au pus pe asfalt și l-au încătușat și asta pentru că a refuzat să meargă să dea probele biologice. Așa încătușat, Ilie Năstase a fost dus de către polițiști la IML, acolo unde a doua oară a refuzat să îi se ridice, să îi se ia acele probe biologice. Pentru acest lucru i s-a făcut și primul dosar penal. Al doilea dosar penal i s-a întocmit lui Ilie Năstase și asta pentru că după ce a revenit de la primele audieri aici la locuința sa, a plecat cu scuterul acolo la Spitalul Floreasca pentru că a vrut să scoată un certificat medico-legal și asta pentru că susține că a fost lovit de către polițiști în tot incidentul care s-a întâmplat ieri. După ce a plecat cu scuterul, a fost oprit de către un alt echipaj de poliție și s-a întocmit al doilea dosar penal și asta pentru că nu mai avea dreptul să conducă nici măcar scuterul. Și dacă aveți cumva impresia că acolo s-a terminat coșmarul pentru Năstase, bine nu. Brigitte Năstase i-a dat lovitura de grație fostului tenismen. Este cu noi colegul nostru Marius Niță, care o să ne dea mai multe informații de culise. Cu el o să vorbim imediat și despre scandalul de la Exatlon cu Vladimir Drăghia. Însă să rămânem la acest subiect acum, Marius. Am văzut imediat reacția lui Brigitte Sfăt, care își făcea poze, nu, la o sală de sport și spunea că nu o interesează și că îi se pare penibil că la 72 de ani umbla după femei în noaptea respectivă, Ilie Năstase. Evident, Radu, că până la urmă Ilie Năstase a fost singur în club, nu și cu Brigitte, n-au băut cod la cod și nici nu s-au distrat împreună. Ei bine, este cunoscut faptul că cei doi au petrecut în ultimul timp prin cluburile de fițe, acolo unde au comandat 10 de sticle cu șampanie. De această dată însă Ilie a ajuns singur și s-a aciuat pe lângă masa lui Gabi Tamaș, un fotbalist cunoscut pentru problemele cu alcoolul, dar și cu poliția. După tot acest episod, știm bine, Ilie Năstase mărturisea faptul că ar fi consumat 2 sticle cu bere. Ei bine, imaginile realizate de site-ul Tabloid numărul 1 Cancan.ro îl contrazic, întrucât a fost filmat cu altfel de pahare în mână, diversificate totodată și o să vedeți imaginile mâine seară în emisiunea Cancan.ro. Abia aștept să le vedem, Marius, și abia aștept să ne dai mai multe informații despre ce s-a întâmplat cu câștigătorul de la Exatlon în mijlocul unui scandal pentru un motiv oarecum ridicol. Nu avea bani să-și plătească chiria. Raluca Curteanu are mai multe informații în direct cu noi acum. Te ascultăm, Raluca. Bun găsit tuturor! Într-adevăr, vorbim despre Vladimir Drăghia, marele câștigător de la Exatlon, care a primit și 100.000 de euro bani pe care însă a promis că îi va dona. Iată că acesta s-a aflat în mijlocul unui scandal culmea legat tot de bani, pentru că atunci când era faimos, Vladimir Drăghia cel mai probabil avea probleme și cu bani. El a fost dat în judecată de către proprietara apartamentului în care locuia pentru că nu și-a plătit chiria, utilitățile și cu tot cu penalități ajunsese undeva la 5.000 de euro. Așadar, cei doi s-au războit prin tribunale. Până la urmă, Vladimir Drăghia pierduse, însă refuza să plece din casă. Până la urmă a fost evacuat, dar și executat silit. Însă, cum nu avea bunuri pe numele său, atunci executorul a trimis notificări către toate televiziunile cu care acesta lucra și de la care urma să ia bani. Până la urmă, iată însă că Vladimir Drăghia a făcut rost de cei 5.000 de euro, i-a plătit proprietare, iar cele două părți s-au împăcat. Sunt sau nu probleme cu banii? Pentru că s-a speculat, Marius, că Drăghia participă la astfel de emisiuni TV în special pentru bani. Radu, ideea e că individul se crede, cred că, puțin mai boem decât ar fi cazul. Știm bine, e actor, scrie poezii, nu e genul de bărbat care să meargă să-și plătească întreținerea și chiria la zi. Probleme financiare a avut întotdeauna, e bine, probleme și cu poliția totodată, întrucât știm bine, s-a antrenat foarte mult timp, aș zice eu, pentru concursul la care a participat pe străzile capitalei, conducând la fel ca Ilie Năstase sub influența băuturilor alcoolice. Ei bine, de ceva vreme, Vladimir Drăghia pare că și-a găsit liniștea alături de o domnișoară alături de care are și un copil și pare mult mai responsabil cu viața lui. Acum, cu premiul câștigat la celebrul concurs, susține acesta că va dona în totalitate acești bani unei fundații care se ocupă de boli grave de care suferă copiii.
Un gest admirabil, Marius. Să vedem acum mai multe informații despre problemele celor de la Exatron. Cum spune și tu, Drăghia, avea probleme cu un dosar penal pentru alcool la volan. Gianni Chiriță nu a fost ocolit de problemele penale și anchete chiar făcute de DICOT. Băieții răi de la Exatlon au atras milioane de simpatii și, în egală măsură, antipatii. Fostul dinamoviș, Gianni Chiriță, este unul dintre ei. Deși era așteptat încă de luna trecută la procesul intentat de DICOT, acesta n-a părăsit competiția și nici Republica Dominicană ca să dea explicații în fața judecătorilor cu privire la confiscarea specială pentru care este citat. Potrivit legii, procurorii pot solicita confiscarea specială a corpurilor delicte depuse la dosar în timpul anchetei, acestea putând fi substanțe periculoase, arme albe, arme deținute ilegal, droguri de mare risc, documente false, bancnote false, CD-uri, DVD-uri sau memoristicuri cu imagini compromițătoare, bani proveniți din proxenetism sau trafic de droguri. Procesul în care Gianni Chiriță trebuia să se prezinte pe 28 februarie în fața judecătorilor ar putea avea legătură cu un dosar în care DICOT a solicitat la sfârșitul anului trecut încetarea urmăririi penale față de fostul fotbalist, cercetat pentru deținere de droguri de mare risc fără drept, pentru consum propriu. Mai pașnic și mai euforic e faimosul cuceritor Vladimir Drăghia. Actorul a fost prins conducând cu o alcoolemie de 0,66 alcool pur în aerul respirat. Când te pune 0,66? Ei, hai, vezi de treaba ta, Păi, dar se pare că ești foarte bine dispus, ai putea să vorbești cu noi puțin, nu? Vezi de treaba ta? Păi, de treaba mea am văzut, asta este treaba mea. Ai consumat alcool. Vrei să te întorci puțin să vezi? Nu. Nu. Așa răspuns, sigur. Ia, uite-o pe asta. Crezi că-ți face cinste? Mamă, numai ce să n-am nevoie, mă, acum. Așa grav cât era. Mamă, ăștia cu camera, mă, ne puneți să mă. Cu mașina și nu pot să dau. Și noi suntem tot cu mașina, adică. Ia, mă, o gură! Măcar tu. Nu vreau, nu pot să dau. Sunt în timpul serviciului, acum nu pot să fie. A, mă, ia o gură, îl prietenim. Aseară nu erai la after, crezi că nu te-am văzut la after aseară? Cam asta ar fi, nimic interesant. Am venit să beau, să îmi fac niște treabă și să mă duc. Bei, păi la birou tu bei sau muncești? Beau și muncesc. Am zis da, mă? Da. Să muncesc. N-am vrut să zic chiar. Am băut, am venit să muncesc și mă duc la piscină. Colegul meu Bogdan Alexandru a venit în studio cu informațiile momentului. Bogdan. Bună ziua, Radu, bună ziua, doamnelor și domnilor. Informații de ultimă oră vor fi la ora 12. O nouă bătaie cu poliția în stradă. Ce s-a întâmplat, vă spun imediat. Vorbim și despre niște documente oficiale de la pensii, pentru că sunt schimbări. Actele trimise în Parlament vor fi aici și despre contribuția actualilor salariați. La știri aflăm mai multe. Și despre înmormântarea unui mare duhovnic. Un fenomen uimitor s-a produs la înmormântare. O tânără a fost ucisă cu 50 de lovituri, o descoperire șocantă a poliției. De asemenea, despre spărgătorii cu 100 de chei ce au furat din casele oamenilor, vedeți imediat. Și mii de turiști sunt pe litoral, pentru că și vremea foarte bună, Radu, iar temperaturile sunt sufocante în unele zone, unde vor lovi și furtunile față de la noi. De asemenea, o cântăreață a rămas fără vedere. Și a descoperit doctorul Monica Pop la știri. Vedeți dacă rămâneți cu noi la 12. Te așteptăm. Ne întoarcem la invitatul nostru special, Marius Niță, care este cu noi pentru a ne da mai multe detalii despre Maria Constantin și un presupus scandal sexual chiar în noaptea anunții. Ceva a ieșit, iată, din comun. Colega mea, Larisa Popa, ne spune ce s-a întâmplat. Larisa.
După divorțul de soțul ei, după ce a plecat din casa acestuia, Maria Constantin a crezut că viața ei poate fi și una fericită și poate avea zâmbetul pe buze în momentul în care a întâlnit un nou bărbat și ne referim aici la Marcel Toader. Doar că s-a înșelat și își dă seama de greșeala pe care a făcut-o acum, după ce s-a despărțit. A fost o relație eșuată, după cum spun sursele noastre, încă de la început, pentru că imediat după ce nunta s-a terminat, în noaptea nunții, Marcel Toader i-ar fi cerut Mariei Constantin să întrețină relații sexuale între ei, ba mai mult, a găsit chiar acasă o altă tânără care îi aștepta. Bineînțeles că Maria Constantin a refuzat acest lucru și a sperat ca Marcel Toader să devină un bărbat adevărat, un bărbat așa cum și-ar fi dorit ea să aibă alături. N-a fost posibil acest lucru, cu tocmai de aceea a decis să pună capăt acestui mariaj. Cam prea original această noapte a anunții, Marius. Da, un frisom, te bagi, Radu, te-ai băga? Nu a fost o idee până la urmă. Glumesc, deloc. Evident, bună, da, nu mă luam seama. S-a terminat prost pentru cei doi. Sunt lucruri spuse de Marcel Toader de-a lungul căsniciei lor scurtă, dar intensă. Lucruri pe care le-a tot spus în defavoarea Mariei Constantin și care în timp s-au dovedit a fi neadevărate, încercând să o denigreze în tot acest scandal al divorțului. Ei bine, Maria Constantin, mi-aduc aminte că a depus probe în fața instanței în care îl incriminau grav pe Marcel Toader și anume în timpul căsnicii trimitea fotografii altor domnișoare cu bărbăția la vedere și încercând să le atragă în dormitorul conjugal. Mulțumesc, Marius! Copilul care a strâns o cutie cu bani imediat în jurnal, când veți vedea și imagini rușinoase.